Nu îmi pot ascunde bucuria de a fi împreună din nou în prezența cuvântului lui Dumnezeu care este viu și lucrător și într-adevăr va lucra în viața noastră în ocazia aceasta și în cursul vieții noastre prin impactul pe care el îl are asupra oricărui suflet omenesc care voiește să-l primească. Vom cere lui Dumnezeu împreună să fim călăuziți în cercetarea acestui cuvânt de făgăduința lui Dumnezeu, nemuritoarea făgăduință a călăuzirii Duhului Sfânt. Te rugăm, Tată, ca Duhul promis în cuvintele Domnului nostru Isus Hristos, El vă va călăuzi în tot adevărul să ne călăuzească astăzi și acum, în numele Domnului Isus. Amin! Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom învăța astăzi este unul, o expresie a depresiei și o expresie deprimantă pentru mulți oameni și același cuvânt al lui Dumnezeu va constitui medicamentul și vindecarea sufletului nostru. Acolo unde ființa umană pierde rostul de a mai fi, Dumnezeu dă un rost. Te bucuri așa de mult când te așezi într-un loc, când ai o casă, când ai o familie, când ai un lucru de făcut. Dar, sufletește vorbind, acestea nu pot niciodată să compenseze sau să umple golul care, pe care îl încearcă Sufletul omenesc și mai ales pe care îl încearcă Sufletul deprimat. Niciodată. Este altceva aici. Trebuie să existe un scop, trebuie să existe un rost mult mai înalt decât cele ale vieții de fiecare zi. Pentru că acestea, în timp ce se dovedesc binefăcătoare pentru o perioadă de timp, deodată se arată fără niciun fel de valoare. Cum a fost, spre exemplu, marele bogat Haman care a cumpărat pe împărat cu bani. Este de neimaginat ce cifre vedem acolo și ce încercări, ce, ce intrigă găsim în această carte. Omul acesta care avea copii, avea familie, avea poziție lângă împărat, avea o influență de neimaginat, avea o putere incredibilă. Omul acesta a declarat că datorită unui lucru care îi se întâmplă, și anume că Mardoheu nu își pleca spinarea înaintea lui, datorită acestui lucru, tot ce are el, absolut tot ce are, el, este nimic. Toate acestea sunt nimic pentru mine, a spus el, atâta timp cât acest Mardoheu uh, nu mi-acordă închinare. Bine, acesta e un om lumesc, un om fără Dumnezeu. Dar haideți să mergem la oamenii lui Dumnezeu. Să mergem la familia extinsă a Domnului nostru Isus Hristos, linia pe care a venit El, și să ne întâlnim în dimineața aceasta cu Rebecca, soția lui Isaac. Ea este pe linia genealogică a Domnului nostru Isus Hristos în unul dintre cele mai însemnate puncte. Are tot ce poate să-și dorească o viață, atât din punct de vedere material, cât și social, cât și spiritual. Fără niciun fel de discuție. Dar intervine o problemă. Unul din băieți e neascultător, e sau. El e lumesc, este desfrânat, lui place să umble încoace încolo, nu-i ajunge niciodată, este în căutarea aceasta, este mare vânător, e încurajat de tatăl lui pe linia aceasta și... Dar pentru Rebecca, lucrul acesta și starea aceasta de lucruri, specific căsătoriile fiului ei, ei Esau, sunt atât de în contradicție cu ceea ce și-a visat, ce și-a dorit ea, încât în Genesa 27, versetul 46, ultima frază, ea spune, la ce îmi mai este bună viața? E o întrebare care, de fapt, n-ar trebui să ne adresăm doar în momentele de depresie, de deprimare, ci ar trebui adresată permanent la ce e bună viața mea și adresată în sensul pozitiv. Dar ea are o problemă aici, spune în prima parte a versetului 46, mi s-a scârbit viața din pricina fetelor lui Het, soțiile lui sau erau idolatre, desfrânate, cum spune Ezechiel, ucigătoare de copii. Erau nenorociri teribile care le adusese cu ele din păgânism în această familie iubitoare și ascultătoare de Dumnezeu revin spunând de la modelul pe care l-a avut în minte Rebecca până la ceea ce se trăia acum în casa ei, e o distanță teribilă. Am stat de vorbă cu o mamă și rare ori am văzut depresie mai adâncă decât în momentul în care ea mi-a spus că fica dumneai ei a venit acasă însoțită de o altă fică altcuiva. Și lucrul acesta a constituit pentru ea o adâncă prăpastie sufletească, pentru că de la ceea ce s-a aștepta ea că va fi, de la felul cum visa ea că va fi o nuntă la biserică cu flori, cu părinți, cu așa, până la ceea ce vede acum, este un drum atât de lung încât se clatină în viață această persoană. Aceeași experiență o găsim în Scripturi, deci nu este nimeni singur până acolo încât Rebecca spune, m-am scârbit de viață din pricina acestor, purtării acestor nurori ale dumnea ei. Și în, după ce a trăit această experiență de scârbire, întreabă la ce mai este bună viață. În astfel de momente se întâmplă că noi ne ocupăm doar de o parte a situației sau a vieții fetele lui Het. Purtarea acestor fete, acesta. Bun. Dar viața nu e doar atât. Viața nu e făcută doar din fetele, din ururile acestea și purtarea lor. Viața este mult mai largă, mai cuprinzătoare. Mai este Isaac acolo care este moștenitorul făgăduinței, sunt, este statutul social, este statutul spiritual înaintea lui Dumnezeu, este făgăduința aceea. Sunt lucruri nemaipomenite, dar când pierzi din vedere toate celelalte și te oprești la unul singur, care este, este în cazul nostru, sunt urorile, te oprești la unul singur, în momentul acela se instalează în sufletul nostru depresia. Această adâncă suferință a sufletului uman, luată în râs de cei mai mulți oameni, generalul Patton, spre exemplu, pe front, a comis cele mai grave greșeli în problema aceasta bat în soldații care erau deprimați, considerând că aceasta este o, un moft, o prostie. Dacă te-ar bate cineva sau te-ar pune la muncă sau asta, ți-ar sări din cap lucrul ăsta. Omul acela nu mai trebuia nici bătaie, nici muncă, lui îi trebuia moartea. El asta a căuta. Generalul a făcut fapte mari de vitejie, dar a greșit în acest domeniu. Păcatul vine în clipa în care facem dintr-un anume lucru sau aspect al vieții noastre, facem din el întregul și pierdem din vedere pe toate celelalte. Atenție! Dar și mai grav devine acest păcat când pierdem din vedere pe toți ceilalți din pricina unuia. Ați văzut ce comportament are un om fără Dumnezeu, Haman. El avea mulți în jurul lui dar a uitat complet de toți pentru că era unul care îl supăra. Suntem în de aceasta la fiecare pas al vieții noastre și de aceea trebuie să păstrăm cuvintele psalmului care spune nu uita niciuna din binefacerile Domnului. E adevărat, lucrurile stau așa. Dar nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Un alt lucru care ne poate paște pe noi este să aruncăm toată greutatea vieții noastre în prezent. Momentul prezent este de un așa dramatism încât uităm istoria noastră, în felul cum ne-a condus Dumnezeu până aici, și uităm făgăduința cu privire la viitor. Și momentul în care ne concentrăm și izolăm doar prezentul, ignorând tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi până acum, tot ce are de gând să facă Dumnezeu pentru noi, în momentul acela se instalează această stare de adâncă suferință sufletească. S-a spus despre cei care au supraviețuit în lagăr că au avut un anume motiv de a supraviețui. Nu a fost nimeni dintre ei care să supraviețuiască pentru că aveau ceva. Acesta durează trei zile. După trei zile s-a terminat, pentru că aveau aur ascuns, aveau... nu i-a mai trebuit nimănui, de deau un bulgăre de aur pe o ridiche sau pe un cartof, dacă se găsea așa ceva. Nu mai avea nicio importanță. Dar cei care au supraviețuit, au supraviețuit pentru că aveau pe cineva, și, așa cum știți, cazul celebru prezentat de Victor Frankl despre acest supraviețuitor care avea o fică handicapată, pentru cineva, într-adevăr, nădăjduiește un om împotriva oricărei nădești, pentru cineva. Și în ocazia aceasta, Dumnezeu ne dă nou un motiv atât de înalt, încât indiferent care ar fi pierderea, indiferent care ar fi situația noastră, Drama vieții, absolut reală, incontestabilă, toate acestea la un loc pălesc în fața motivului pe care ni-l dă Dumnezeu pentru a trăi viața. Viața merită trăită datorită acestui singur motiv pe care o să-l învățăm împreună aici. Ați auzit de oameni bogați care și-au luat viața? Au spus ce rost mai are viața? Ați auzit de oameni faimoși care au făcut lucrul acesta? Ați auzit de oameni care au avut posibilități, care au avut influență, care au fost în poziții înalte în lumea aceasta, onorați, binecuvântați în toate aspectele vieții și care totuși au sfârșit în acest fel, răspunzând acestei întrebări a Rebecai. La ce mai este bună viața? Bine, dar uite, în momentul în care s-a produs această izolare în mintea noastră asupra unui singur fapt sau asupra unei singure persoane, din clipa aceea totul s-a prăbușit. Cum procedează Dumnezeu la acest capitol? Ați observat ce frumos vorbește despre David. El a fost un om după inima lui Dumnezeu, afară de întâmplarea aceea. Dar pentru întâmplarea aceea, Dumnezeu nu-l aruncă pe David. Nu. Nu. Dumnezeu lucrase și luptase mult până când a zidit această viață și el nu o va arunca niciodată pentru că această viață s-a împiedicat, a căzut, a produs enormă suferință, rușine, disgrație în istorie. Dumnezeu nu îl va arunca totuși. Ați mai întâlnit de asemenea expresia tot mai era ceva bun în Israel. Aici vine uh, acel bine cunoscut dicton sau a făcut cuvânt de înțelepciune depinde de la care parte a paharului privești, la cea plină sau la cea goală și funcție de, de partea la care privești dacă privești la partea goală se golește viața de rost, ce rost mare să trăiești, iar dacă se privești la partea plină da, există un motiv și un rost pentru care merită să trăim dar haideți să mergem mai degrabă, nu mai am răbdare să spun marele motiv și o să observăm că există un motiv pentru a trăi și există un motiv pentru a muri. În clipa în care înțelegem acest motiv cu M mare, în clipa în care înțelegem acest motiv, și viața și moartea capătă un alt sens, capătă valori diferite. Mergem în roman capitolul 14 versetul 8, în care Sfânta Scriptură spune: "Dacă trăim, pentru Domnul trăim." Deci a trăi înseamnă Domnul Cine are pe fiul, are viața. Aceasta înseamnă viața. Celelalte lucruri sunt forme de existență, dar nu viață. Eu am venit ca oile să aibă viață, nu existență. Viață. Și încă viață din belșug. Dar acest lucru nu vine și nu poate veni, indiferent pe ce căi este căutat sau cu ce se încearcă a fi înlocuit, nu există rezolvare. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, u, moartea, vai, moartea, murim cu Pentru Domnul murim. Deci, concluzionează versetul 8, Roman 14, fie că trăim, fie că murim. Noi suntem ai Domnului. Sunt oameni care au trăit pentru familia lor. Sunt oameni care au trăit pentru un anume ideal în viață. Sunt oameni care au trăit pentru o idee. În momentul în care aceste lucruri au fost cumva luate de curgerea timpului și omul a fost lipsit de ele, din clipa aceea viața și-a pierdut rostul. Aș vrea să mergem într-o familie acum care a trecut prin, prin, de, prin cele mai de neimaginat suferinți posibile. Și despre ei spune cuvântul lui Dumnezeu: aduceți-vă aminte de oamenii aceștia, aduceți-vă aminte de omul acesta, Iov, de atitudinea lui în suferință. Nu de ce a suferit voi, câte o suferință, nu, lucrul acesta vine și trece. Importantă este atitudinea pe care a avut-o el în suferință. Aduceți-vă aminte de răbdarea lui Iov. Și aici drumurile se despart. Soția lui este o ființă demnă, o ființă curată, este o ființă devotată familiei ei și gospodăriei ei și soțului ei. Îi sunt luate toate. Nu mai are nici familie, copiii au murit, nu mai are nici economie, s-a dus totul. Și soțul este într-o situație groaznică, ea nu poate să vadă suferința lui. Și atunci vine la aceeași concluzie cu Rebecca. La ce mai folosește viața? Mori, i-a spus ea soțului ei, și probabil la câteva zile după tine mor și eu. Aici drumurile însă se despart. Eu spune, Noi nu trebuie să trăim nici pentru copii, noi nu trebuie să trăim nici pentru casă, nu trebuie să trăim nici pentru valori de felul acesta, deși ele sunt parte din viața credincioasă, frumoasă. Nu acestea însă sunt Dumnezeu, acestea nu sunt Dumnezeu. Dacă trăim pentru ceva, acela este un idol. Și se întâmplă că atunci când idolul moare, omul moare împreună cu idolul lui. Dacă trăim pentru Dumnezeu, indiferent ce vine și ce pleacă din viața noastră, inclusiv viața sau sănătatea noastră sau familia sau cum a trecut eu pe aici, indiferent ceea ce, ce vine sau ce pleacă. Domnul rămâne Dumnezeu pentru noi. Aici drumurile s-au despărțit și Iov este legat, este ancorat în Dumnezeu, nu în cele din jurul lui sau din viața lui. Și el spune, Domnul a dat, Domnul a luat, acestea vin și trec, el rămâne acela și el rămâne neschimbat, el este ancorat în Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Domnului. Omul acesta, într-adevăr, trăia și murea pentru Domnul. A dat sau a luat, puțin contează, este. El este acela care, de care sufletul este ancorat. Sunt situații în viață, însă, așa cum spuneam, peste care pare că nu avem posibilitatea să trecem și cei mai mulți nu trec și este reală experiența aceasta în multe vieți de oameni. Am avut acest foarte nefericit privilegiu să văd sfârșitul unor vieți pe această notă. Să mergem în Sfânta Scriptură, în 2 Samuel 13. Este o fată credincioasă, onorată, cu minte, care este violată de chiar fratele ei, un incest cumplit care se petrece acolo. Ea are o întrebare și întrebarea ei din 2 Samuel 13, 13 este aceasta. Unde mă voi duce cu rușinea mea? Rușinea are o așa putere, unul cade într-o rușine, să zicem, și mai ales când cade foarte de sus. A fost onorat, a fost apreciat, a fost binecuvântat. A avut o influență asupra multor oameni. Recent au fost cazuri grave, grele și continuă să fie și să fie descoperite. Este una când cineva cade în, în disgrație dintr-un anonimat și este cu totul altceva când cineva cade în disgrație în luminile rampei. Atunci când milioane de oameni la auzire veștii spun, wow, dar dacă li s-ar aduce vestea despre anonimul care a căzut în disgrație, zice, cine e omul ăsta? Nici nu am idee. Persoana care trece prin această experiență suferă mult mai puțin ca anonim, se mută în alt oraș, aici în America se practică mult lucrul acesta, se mută în alt stat, începe o nouă viață. Este un climat inspirat de credința în Dumnezeu, care dă un nou început omului care s-a prăbușit. Problema este că atunci când ai o anume imagine în lume și când s-a produs lucrul acesta, căderea aceasta, disgrația aceasta, niciodată tu nu ai cum să anulezi imaginea pe care ai avut-o, că te muți într-un alt stat sau într-un alt loc, duci imaginea aceasta cu tine. Rezolvarea nu este mutarea. Deși aceasta poate să ajute, rezolvarea Sufletului este cu totul alta. Când uh, uh, Tamar întreabă. Unde mă voi duce cu rușinea mea? Răspunsul este simplu. Răspunsul este simplu. Nu la acest adulter, amnon și incestuos, men, criminal, nu la omul acesta, nu la societatea de afară, nici la tatăl tău David, ci la Dumnezeu. Unde mă voi duce cu rușinea mea? La Dumnezeu. Păi cum să mă duc cu rușinea mea la Dumnezeu? A știu, aceasta cere umilință. Unii oameni au fost atât de mândri încât n-au făcut față rușinilor și ca atare au încheiat viața. Nu, există o cale mult mai bună de a face față cele mai cumplite rușini imaginabile. Aceea de a veni la Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că El a purtat deja rușinea noastră în trupul lui pe lemn. Sfânta Scriptură ne spune lucrul acesta. Și fii atent să învățăm aceasta dacă lui Dumnezeu nu este rușine cu tine, cum de ți este ție rușine cu Dumnezeu? Cel ce se va rușina de mine, nu se poate. Mi-e rușine să mă duc la Dumnezeu. Noi am înțeles acest lucru numai în contextul mărturiei în lume. Mi-e rușine să vorbesc despre Isus. Nu. E un alt aspect sufletesc și anume ți-e rușine să vii cu rușinea ta la Dumnezeu. E o problemă de rușine. Nu îndrăznești să vii mai degrabă. Nu. Atenție. Iată argumentul. Lui Dumnezeu nu este rușine cu tine. Și mergem aici în epistola către evrei 11 cu 16, unde Domnul spune așa, lui, lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor. Dacă lui nu este rușine să se numească Dumnezeul tău, cum, Dumnezeu, tu ești Dumnezeu Femeia celelalte, tu ești Dumnezeul lui Izachiu, tu ești Dumnezeul lui David. Lui nu este rușine să se numească Dumnezeul lor și să vedeți argumentul. Partea ultima versetului 16, le-a pregătit o cetate. Cui? N Nerușinaților sau... Da! Adică acesta e semnul că Dumnezeu va birui de plin în această viață. Că acești oameni vor trăi experiența nașterii din nou și că Dumnezeu va fi biruitor el a pornit biruitor și ca să biruiască în aceste vieți. Lui nu este rușine cu tine. De ce ți-ar fi ție rușine cu el? Și apoi nu putem uita niciodată textul acesta, Evrei 12 cu 2, prin care ne uităm țintă la căpetenia noastră, și astăzi ne vom uita țintă la un anume aspect, și anume că el a disprețuit rușinea. Rușinea pe care cineva o consideră așa de importantă încât ajunge să-și distrugă viața, pentru Isus este, este, o scârbă, este un nimic. El a disprețuit așa, aruncă gunoiul acesta. Pentru ce stai atâta asupra lui, vorba lui Wesley, ce e așa de important în păcatul acesta de îți ațintești privirea la el? Ațintiți-vă privirile la acela care a purtat deja rușinea noastră în trupul său pe lemn. Iată, pun o piatră în Sion, o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Ai încredere și vină cu rușinea ta la acela care a purtat rușinea ta în trupul lui Pele. Acum, cine are dreptul să-ți ușureze rușinea? Sunt oameni care spală alți oameni. Cel ce numește bun pe cel rău și cel ce numește rău pe cel bun sunt amândoi o scârbă în fața lui Dumnezeu, spune Scriptura. De ce Mântuitorul nostru are dreptul este vrednic să primească și să rezolve problema rușinii tale, pentru că el a purtat rușinea ta în trupul lui pe lemn, pe când altul a purtat rușinea ta. Și el care acoperă sau vopsește sau face lucrul acesta, omul acesta batjocorește numele lui Dumnezeu. Singurul care poate ierta și vindeca rușinea ta este cel care a purtat rușinea ta în trupul tău pe lemn. Dar dacă nu vii cu rușinea ta la el, nu numai că nu vei avea nicio scuză, dar vei suferi în viață o judecată nemiloasă împotriva propriei tale conștiințe, nu te vei ierta pur și simplu. Sunt oameni a căror viață a dispărut atât de brusc, atât de brusc Chiar menționa Iov, zice, mă gândeam că o să rămân în cuibul meu și am să fiu înconjurat de copii și am să văd toate. Și ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu, spune el. Nu, nu înțelege lucrul acesta. Știți, acea, acea dureroasă expresie, am fost salvată singură din naufragiul, s-a scufundat vaporul au pierit copii în acest naufragiu și a trimis un telegram acasă. Am fost salvată singură. Dar, iubiții mei, atunci unde soția lui Iov nu mai avea niciun motiv să trăiască, mori, atunci unde Rebecca spunea că la ce mai este bună viața, mai erau milioane de motive. Știți ce a urmat după ce soția lui Iov spunea, nu mai e nimic de aici încolo, totul s-a terminat aici. Știți ce a urmat? Cea mai frumoasă parte a vieții ei. Au avut 10 copii, le-a înflorit viața din nou și acestea sunt nimicuri care vin și trec nu mă refer la copii, ci mă refer la gospodăria lor, dar a fost o valoare mult mai însemnată chiar pentru copiii lor, și anume că pilda vieții lor a ridicat, a păzit, a, a păzit de moarte milioane, milioane, poate miliarde de oameni în trecerea istoriei care și-au mângâiat drama și nenorocirea cu suferința lui Iov. Amintiți-vă de răbdarea acestui om. Acolo era adevărata valoare și dacă ne uit, soția lui se uita numai la ce era momentan și se uita și uita tot ce a fost și uita tot ce poate fi în numele lui Dumnezeu, ea a spus nu are rost să discutăm. Helen Keller ne spune sunt unele lucruri cele mai frumoase spunea dintre lucruri, nu pot fi atinse nici cu mâna, nici nu pot să fie văzute ci trebuie să fie simțite și crezute cu inima noastră. Acestea sunt valorile mari prin care Dumnezeu pregătea pe Iov și familia lui pentru locul pe care urmau să-l ocupe în istoria sacră. Acest lucru face și cu tine și cu mine și cu fiecare dintre noi în momentele acestea de descumpănire, de dezorientare la ce mai este bună viața. Să nu uităm niciodată cuvintele sfinte. Roman 14,8 Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Și cu această ocazie nu ne vom ruga ci împreună, între noi, doar cine ne vom ruga împreună cu David din Psalmul 118 cu versetul 13 și vom lua la inimă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu. Tu mă împingeai, să mă faci să cad, dar Domnul m-a ajutat. Subiectul aici nu este cine mă împingea să cad, subiectul este cine m-a ajutat să nu cad. Acolo ne-a țintit privirea. Voi v-ați gândit să faceți rău, a spus Iosif, dar Dumnezeu acolo era, acesta e centru. Versetul 14. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Nu mă vait de, ce, de cel ce m-a împins să cad, ci mă bucur în cel ce m-a scăpat și m-a ajutat. Domnul este tăria mea și pricina laudelor mele. Strigăte de biruință și de mântuire se înalță în corturile celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința. Acesta e subiectul. Aceasta este lumina. Dreapta Domnului se înalță. Dreapta Domnului câștigă biruința. Versetul 16, versetul 17. În concluzie, nu voi muri, și voi trăi și voi povesti lucrările Domnului. La ce mai e bună viața? Să povestești ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Să fii tu însuți o poveste încurajatoare pentru viața celui de lângă tine. Versetul 18 nu neagă amărăciunea experienței. Domnul m-a pedepsit, dar nu m-a dat pradă morți. Am trecut prin suferința aceasta împreună cu Domnul deschideți în porțile neprihănirii ca să intru și să laud pe Domnul. Iată poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Eu sunt poarta, a spus Isus prin poarta aceasta intră cei neprihăniți, cei care încearcă să sară prin altă parte, prin viața dumnealor, stilul lor de viață și biruințele dumnealor într-o direcție sau altă și încearcă să sară pe altă parte, nu duc lipsă de nimic, spun ei. Oamenii aceștia sunt definiți de Biblie hoți și tâlhari, cearcă pe altă parte. Cine este mântuit intră prin poartă. Deschideți în poarta aceasta. Iată, poarta Domnului, pe ea intră cei neprihăniți. Te laud pentru că m-ai ascultat, pentru că m-ai mântuit. Piatra pe care au lepădat-o zidari a ajuns să fie pusă în capul clădirii, în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Amin!